Chiar dacă este vară, sezonul concediilor și al vacanțelor, tot mai mulți hunedoreni se relaxează citind o carte. Doar la sediul central al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara deva zilnic peste 200 de persoane trec pragul instituției pentru a împrumuta o carte. La Biblioteca Județeană se citesc cărți atât de literatură, cât și cărți din celelalte domenii existente la noi în bibliotecă. După cum bine știți, Biblioteca Județeană este o bibliotecă enciclopedică, având fondul de carte din toate domeniile. Pe perioada verii, în ultimele două luni, am observat că utilizatorii se îndreaptă spre următoarele cărți, solicitându-le din ce în ce mai mult. Cărțile sunt, după cum poate ați auzit și dumneavoastră, 50 de umbre ale lui Gray, Fluturi de Irina Binder, seria Cântec de gheață și foc, se solicită în continuare cărți de Paulo Coelho și Dan Brown și carte de psihologie practică. Însoțiți de părinți, bunici sau chiar din proprie inițiativă, tot mai mulți copii împărtășesc pasiunea pentru lectură. În rândul copiilor se cer următoarele titluri: Jurnalul unei puști, Însemnările unei puștoaice, seria Percy Jackson, Pisicile războinice. Cu ce-i cartea? Cu groază. Cu povești de groază. Și astea îți plac ție cel mai mult, poveștile de groază? Da. Și câți anișori ai tu? 5 ani jumate. Mulți înainte. Și vii des să iei cărți? Și ce ai mai luat acolo? Ne arăți? Un CD-ul. Și cu ce este CD-ul ăsta? Cu Angry Birds. În prima jumătate a acestui an, Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara deva a înregistrat 3600 de utilizatori activi, dintre care în jur de 900 sunt utilizatori noi, utilizatori care și-au făcut permis anul acesta.